Hello. Neața, neața. Și hai să vedem cum funcționează treaba asta, dacă funcționează. Cred că se aude bine. Să-mi spuneți, vă rog, dacă se aude, da? Că am intrat un pic mai târziu. Sper că e în regulă. Ok, deci în regulă, putem să dăm drumul la treabă. Salutare, salutare! Hai să mai așteptăm vreo 2 minute și până așteptăm o să fac niște disclaimer-uri. O să vorbesc un pic despre Fac o scurtă introducere despre anumite lucruri. Urma să vorbesc, am anunțat deja, urma să vorbesc despre boală, însă am considerat că este mai ok și mult mai indicat să vorbesc despre partea cealaltă, și anume despre sănătate, care evident include boala, pentru că dacă nu ar fi și polul opus, nu am avea ce discuta. Ca în fiecare dintre subiectele pe care le abordez, voi spune anumite lucruri despre sistem, despre ceea ce se întâmplă și la un moment dat mi s-a atras atenția cum că ba m-am luat de școală, ba m-am luat de dezvoltare personală, ba m-am luat de literatură și așa mai departe. Și atunci zic eu că e bine să punctez anumite aspecte legate de lucrurile astea, astfel încât să se înțeleagă foarte bine ce spun, da? Și că intenția mea nu este de a critica, de a judeca sau a desconsidera anumite lucruri care se întâmplă sau cum funcționează anumite sisteme, ci doar fac niște constatări. De ce spun aceste lucruri? La un moment dat am spus despre literatură că nu ajută. Da, nu ajută în condițiile în care tu trăiești cu capul plin de bălării și continui să citești bălării, cu siguranță nu vei ieși de acolo precurând. Despre școală, la fel, am spus că sistemul este defectuos și că funcționează așa cum funcționează. Da, în condițiile în care din sistemul școlastic ies oameni confuzi, aiuriți, care nu știu pe ce lume trăiesc și cărora le trebuie ani de zile ca să-și găsească o direcție, înseamnă că sistemul nu funcționează. Cu toate că în sistem există o mulțime de oameni bine intenționați, sunt foarte cel puțin în sistemul școlastic și în sistemul medical, da? Că urmează să vorbim și despre treaba asta un pic. Există o mulțime de oameni care au intenții foarte bune, care au sufletele cât casa, care au inimile cât casa și își doresc extraordinar de mult să facă bine, în condițiile în care lucrează într-un sistem defectuos, foarte defectuos, în care sunt promovate compromisurile, frica, munca făcută de mântuială și așa mai departe, oricât de bune și frumoase ar fi intențiile lor, se încadrează la capitolul intenții. Mai mult, în sistem se vede foarte clar că toți cei care încearcă să facă ceva, ori de câte ori apare cineva care încearcă să modifice ceva, să aducă o îmbunătățire, să contribuie cumva la evoluție, imediat, cel puțin în primă fază, este dat deoparte. Imediat este luat la șuturi, imediat este îndepărtat, este desconsiderat, criticat și așa mai departe. Același lucru se întâmplă, că acum am ajuns să vorbim despre sănătate. Evident, vorbim și despre sistemul medical. Același lucru se întâmplă și în sistemul medical. Cu siguranță există o mulțime de oameni bine intenționați, care își cunosc meseria, care își fac meseria, care își doresc ca lucrurile să meargă extraordinar de bine, care ajută pacienții și oamenii care vin la ei cu ce au de rezolvat. Și cu toate acestea, sistemul per total este vraiște. Și chiar discutam zilele trecute cu o foarte dragă prietenă legată de care este medic și nu este prima persoană care îmi spune treaba asta, dar mi-a punctat anumite aspecte care m-au ajutat să înțeleg și mai bine cum funcționează treaba.
Deci răul începe de la rădăcină. Ca să vedeți cum funcționează legătura dintre școală și ce se întâmplă în celelalte domenii. Deci în școală ești notat nu pe inteligență și pe abilități, ci pe memorie. Da? Deci îți este încurajată memoria. Sunt foarte rari dascălii care, și cunosc câțiva și sunt mândru că îi cunosc, care încurajează elevii să gândească, nu să urmeze niște reguli precum oile. Sunt foarte puțini, într-adevăr, pe numărați pe degete, dar există. Și dacă noi în sistemul scolastic, tot acest sistem scolastic, suntem obișnuiți și am fost învățați să fim tratați ca oile și să fim notați după memorie, atunci ce credeți că se întâmplă inclusiv în facultățile de medicină? Exact același lucru. Adică, nu contează că unul ca mine, să zicem, ar avea abilități să devină neurochirurg, pentru că este tacticos, pentru că face lucrurile la milimetru, pentru că are grijă, pentru că este empatic. Nu. Dacă nu iei notele pe care ar trebui să le iei, nu ai ce căuta în specializarea respectivă. De ce? Pentru că specializările se dau pe note. Deci există anumite specializări la care ai acces doar dacă înveți după memorie și calci în picioare tot ceea ce ești din punct de vedere creativ. Și atunci, așa ajungem să avem profesori, dascăli, ingineri, medici, în toate domeniile se întâmplă tragedia asta, da? Ajungem să avem oameni care ajung să practice ceea ce practică fără tragere de inimă, doar pentru că au luat niște note bune, doar pentru că halatul alb le stă bine, doar pentru că le place să audă domnul doctor sau domnul profesor și așa mai departe. Deci, însăși, dacă e să o luăm, de la bază pornesc toate problemele. Da? De la bază, de la rădăcină, de la școală. În condițiile în care suntem notați după memorie și nu evaluați după abilitățile pe care le avem și încurajați în baza abilităților pe care le avem, în final ajungem să avem nimic altceva decât ce? Oameni care profesează doar pentru că au memoria bună și pentru că țin la funcția pe care o au obținut, la gradul pe care l-au obținut și așa mai departe. Deci asta demonstrează că, cum spuneam mai devreme, sistemul per total este vraiște, este la pământ și apoi avem pretenția ca totul să funcționeze și să meargă brici. Nu se va întâmpla niciodată treaba asta. N-are cum să funcționeze așa. Nu are cum să meargă. De ce? Pentru că ajungem, după cum spuneam, să avem oameni care n-au nicio legătură cu ceea ce fac, care fac lucrurile fără trageri de inimă, le fac doar pentru bani, doar pentru funcție, doar pentru a fi acolo și nu au altă grijă decât să-și vadă de ei, nu să le pese de ceilalți. Ei respectă niște reguli și cam asta e. Și acum hai să revenim la subiectul nostru. O secundă, vă rog. Sper să nu am... Îmi spune că Facebook-ul este... Serios? Este blocat? Interesant. Da. Da, mă scuzați o secundă cât încerc să-mi dau seama ce se întâmplă, pentru că ceva nu este în regulă cu aplicația asta de Facebook. Funcționează numai pe telefon și nu o să vă văd comentariile în timp real. Așa, bun. Hai să vedem. Da, pe desktop nu mi-apare, deocamdată nu mi-apare Facebook-ul, nu știu care este motivul. O să-și vină ea în fire cândva. Hai să începem cu începutul și să vorbim despre sănătate. Deci am făcut acest preambul pentru a specifica foarte clar, pentru a vorbi foarte clar despre faptul că nu intenționez și n-am intenționat niciodată să dau în cap sub nicio formă, ci doar scot în evidență anumite lucruri de care suntem cu toții conștienți sau nu, de niște lucruri care se întâmplă sub ochii noștri și pe care zic eu că ar fi bine să le știm astfel încât să le depășim sau să reușim să le evităm atunci când ne întâlnim cu ele și ne afectează. Și hai să începem să vorbim despre subiectul în cauză, despre sănătate și să discutăm un pic despre ceea ce ne-am propus. Repet, inițial avusesem intenția să vorbesc despre boală, dar
Sună mai bine să vorbim despre sănătate, pentru că asta e, așa cred eu că este mai ok. Să începem cu începutul. Din cele mai vechi timpuri, se știe foarte clar din antichitate că omul este un întreg. Da? Deci omul nu este separat. Omul este un complex de factori care funcționează la unison pe mai multe planuri. Vorbim despre planul energetic, vorbim despre planul mental și vorbim despre planul fizic. Sunt trei lucruri, materie și energie și mental, care funcționează la unison. Noi suntem o expresie, din punct de vedere mental și fizic, noi suntem o expresie a energiei care este baza tuturor lucrurilor. Evident, de-a lungul timpului au existat foarte multe probleme din acest punct de vedere, la toate capitolele. În primă fază, în primii ani, să spunem, circa 2000 de ani de când e creștinismul, am asistat la un teribil război între știință și religie, religia având prioritate și punând piciorul în prag și condamnând oamenii de știință care încearcă să devină Dumnezeu. Oamenii de știință au combătut religia prin descoperirile pe care le-au făcut și au fost întotdeauna două tabere care s-au bătut cap în cap, încercând să aducă la lumină, din punctul lor de vedere, adevărul. În antichitate, în medicina străveche, vorbim despre cea greacă, unde îl avem pe Ipocrat, după aia vorbim despre medicina chineză, unde avem mari maestri chinezi, după aia vorbim despre medicina indiană, ayurvedică în mod special, vorbim despre șamani, despre indo-amerindieni care aveau și ei cultura lor, astecii, maiașii, care aveau și ei știința lor medicală, despre egipteni. Deci avem o grămadă de resurse care ne spun că medicina la vremea respectivă era practicată în mod holistic. Da? Și mai aproape de noi, în Europa, vorbim despre Ipocrate, care astăzi s-a transformat în Ipocritul, nu mai este Ipocrate, care a venit cu niște reguli, ca să le spunem așa, cea mai scurt, una dintre cele mai cunoscute fiind cea care spune că hrana să-ți fie medicament și medicamentul să-ți fie hrana. Deci este o chestie fenomenală care a ajuns până la noi în zilele de astăzi. Avem o grămadă de terapii pe lângă, după aia avem medicina de astăzi care este împărțită și ea în medicina alopată și medicina alternativă, da? Medicina alternativă este cumva legată, nu putem să-i spunem medicină, sensul în care vorbesc medicii de astăzi despre medicină, pentru că ei cred că numai ce fac ei este medicina. Pe de altă parte, avem terapiile alternative, cum nu avem voie să le spunem medicină, da? Le spunem terapii alternative, deci fiecare vine cu părerile sale. Adevărul este undeva la mijloc, evident, întotdeauna. Din tabăra ce s-a descoperit în ultima vreme, și asta este foarte interesant, este că tot mai mulți oameni de știință, medici, oameni care au petrecut ani și ani de zile în domeniul cercetării, în domeniul medicinei clasice, că erau psihiatri, că erau, eu știu, ori chirurgi sau ce erau, au început să intre în cea de-a treia tabără. Deci avem în primă fază două tabere mari și late. Vorbim despre preoți care se ocupă doar de spirit și desconsideră corpul, mai ales în religia creștină. Și avem oameni de știință care se ocupă doar de corp și desconsideră partea energetică. Și evident, după cum spuneam, taberele astea se bat cap în cap. Și există cea de-a treia tabără, ca să le spunem așa, mistici, da? Care cumva au început să-și dea seama că lucrurile sunt un pic mai complexe de atât, sau mai bine zis, la bază există simplitatea. Și că există niște lucruri care trebuie înțelese dincolo de laturile astea, fie spirituală, așa zis spirituală, fie tipic fizică. Adevărul este undeva la mijloc. Există astăzi foarte mulți oameni care au practicat medicină alopată și încet, încet au început să facă transferul către partea asta energetică, ajungând undeva în echilibru. Sunt mulți, unul dintre cei mai cunoscuți în ultima perioadă
este Lipton, da? Bruce Lipton. Dacă aveți curiozitatea, puteți să citiți Biologia credinței, să vedeți ce spune omul ăsta. Omul ăsta a fost un cercetător care toată viața lui s-a ocupat de cercetarea la microscop, da? A căutat să vadă ce-i cu celula asta, ce se întâmplă cu ea, până a ajuns exact cum au ajuns fizicienii în domeniul fizicii cuantice, au ajuns să înțeleagă că totul este făcut din nimic. Asta e marea descoperire pe care au făcut-o oamenii și asta a venit să confirme ceea ce spuneau misticii de ani de zile și anume că totul este făcut din nimic, că de fapt acel nimic care există în fața noastră, deci noi avem o cameră goală în care avem niște lucruri și în rest avem spațiu gol. Și noi credem că în acest spațiu nu există nimic, dar în realitate există. Și unul dintre cei mai mari, cei mai cunoscuți, n-aș putea spune cei mai mari, unul dintre cei mai cunoscuți fizicieni care vine să confirme lucrurile astea după ani și ani, după 20 de ani de cercetări, este Nassim Haramein, care vorbește despre teoria câmpurilor unificate și le cam dă peste nas fizicienilor și oamenilor de știință din ziua de astăzi, arătând foarte clar prin calcule certificate și bineînțeles este combătut, este dat afară de la conferințe, dar nu mai contează, omul vine să vorbească despre faptul că de fapt în ceea ce vedem noi că este nimic, este ceva care mișcă. Și aceasta este energia. Deci tot ceea ce noi considerăm a fi gol, de fapt este plin, este în continuă mișcare. Și acum vin și mulți alți cercetători, cum este, după cum spuneam, Bruce Lipton, cu Biologia credinței, care arată că descompunând celula în mii și mii de bucățele, milioane de particule, a ajuns la concluzia că de fapt este făcută din nimic, că există ceva care... Deci și el a făcut un fel de biologie cuantică. După aia vin alți cercetători care eu știu, ar fi, pleacă din domeniul misticului și după aia vin spre știință, după aia sau sunt din știință care se îndreaptă spre mistic. Deci cumva lucrurile au început să se clarifice și ăsta este un lucru foarte bun. După aia au început, evident, să apară terapii diverse care vin ca alternativă la medicina alopată și de multe ori contrazic medicina alopată și o contrazic serios. Una dintre ele este noua medicină germanică sau germană, cea a lui Hammer, care pune bazele unui nou mod de a gândi, dar nu este o știință nouă. Deci ceea ce a făcut Hammer a fost să pună cap la cap științele antice, modul mistic, holistic de a vedea lucrurile, combinate cu știința actuală, cu medicina actuală, astfel încât a creat o, să spunem, o sinteză și a reușit să traseze niște coordonate care demonstrează că lucrurile pot funcționa cumva mult mai bine decât funcționează în momentul de față. Adică atunci când tratezi omul de la bază, de la energie, efectele în corp se văd. Și cam așa funcționăm noi, una peste alta. Despre asta vom vorbi în seara asta și anume despre faptul că noi funcționăm în trei dimensiuni, da? Avem, în primă fază avem partea energetică pe care nu o vedem, dar care ne mișcă. Avem logosul, cum se spune în Biblie. După aia avem mintea, cea care ne ajută să vedem lucrurile și să creăm tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să transformăm în idei concrete, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în noi și să transpunem în exterior. Și bineînțeles avem a treia parte care este corpul, corp care da, se întâmplă ceva cu laptopul ăsta și nu înțeleg ce. Și corpul a treia parte care corp ne ajută fizic mașinăria care ne permite să punem în aplicare ceea ce noi trăim în interior. Deci de aici începe toată povestea. Un lucru pe care mi l-am adus aminte acum este cel despre care vorbește Bruce Lipton, foarte interesant acest lucru. Până la un moment dat, deci multe mituri în ultima vreme, multe mituri medicale încep să fie dărâmate și unul dintre aceste mituri pentru foarte mulți ani de zile a fost faptul că ADN-ul definea totul. Da? ADN-ul era cel care ne definea din toate punctele de vedere. Și dacă în ADN aveai niște informații,
niște structuri, să zicem, niște conexiuni făcute într-un anumit fel, funcționai numai în acel mod. E, realitatea este, astăzi se demonstrează că, de fapt, ADN-ul este și el, la rândul lui, supus modificării. Deci nu este o structură fixă, este o structură care crește continuu, care se dezvoltă continuu și care este influențată de starea de spirit. Deci asta este o descoperire epocală. Despre lucrul ăsta se vorbește de când e lumea și pământul, adică în misticism, da, vorbim despre treaba asta străvechi, vorbim despre treaba asta de mii de ani, dar uite că noile tehnologii ne permit, că ajutorul microscopului, da, asta s-a întâmplat cu ajutorul microscopului, ne permite să vedem lucrurile un pic mai în profunzime decât făceam până acum și să trecem dincolo de aceste mituri și să înțelegem că, de fapt, ADN-ul nu este nici începutul, nici sfârșitul. ADN-ul este conține o masă de informații care ne ajută să ne manifestăm într-un anumit fel, deci fiecare dintre noi are o anumită structură, dar că acest ADN poate fi modificat, ceea ce, din punctul meu de vedere, este extraordinar de important, da? Este nemaipomenit. Și acum, simplu și la obiect, lucrurile sunt extrem de simple când vine vorba de sănătate. Repet, este punctul meu de vedere, este ceea ce am constatat pe mine și nu vin nici să susțin medicina alopată, nici să susțin medicina sau terapiile alternative, ci pur și simplu, după cum spun, adevărul este undeva la mijloc. Există tendința multor oameni de a cădea în patima extremelor, adică să considere că medicina alternativă este, sau terapiile alternative sunt cheia și lăcata la tot. Alții spun medicina alopată rezolvă toate lucrurile. După cum se vede, nu este chiar așa. Și un alt lucru foarte important este că atâta timp cât nu vom înțelege niște lucruri de bază în ceea ce privește modul în care funcționăm, întotdeauna ne vom lupta cu boala. Deci boala este o consecință a ignoranței. Și cu cât luptăm mai mult cu boala, și asta se demonstrează foarte clar pe zi ce trece, cu cât luptăm mai mult cu boala, cu atât boala crește. Pentru că există un principiu în acest univers care spune că cu ceea ce lupți, rezistă, persistă și se dezvoltă. Și ce au constatat oamenii de știință, cu toate că nu vor să recunoască, dar este o industrie care aduce foarte mare profit, uitați-vă la un lucru foarte simplu. Când lupți cu o bacterie, da, cu o afecțiune, să zicem, de nivel foarte mic, de cu un virus, virusul este viu, da? Și tu vii cu niște instrumente, să zicem, cu medicamentele, ai descoperit niște antiviruși care au scopul să distrugă acel virus, da? Virusul ce face? Se adaptează. Se adaptează și pe zi ce trece devine din ce în ce mai puternic. Cu cât insiști mai mult să-l ataci, să îți dorești să-l distrugi, cu atât el va deveni mai puternic. Și asta se întâmplă în fiecare zi. Cu cât lupți mai puternic împotriva infracționalității, cu atât infracționalitatea crește. Cu cât impui legi mai restrictive, mai limitative, cu atât se vor găsi metode de fraudare a legilor. Cu cât încerci să limitezi un om, comportamentul unui om, să-l îngrădești, să-l faci să stea într-o cușcă, cu atâta el va căuta să iasă la suprafață. Cu cât încerci să reprimi energia sexuală, să o menții, eu știu, prin asceză într-un anumit punct, cu atâta ea va căuta să iasă prin diverse forme, ori prin masturbare, ori prin homosexualism. Deci se găsește ceva, cumva se găsește o ieșire. Și asta se întâmplă și în domeniul medical. Exact același lucru. De ani de zile, oamenii de știință din medicina alopată, care sunt dedicați acestei zone, caută tot felul de metode și de instrumente pentru a eradica bolile. Am făcut progrese remarcabile pentru stârpirea multor boli. Așa este. S-au descoperit vaccinuri, s-au descoperit și este minunat că s-a întâmplat treaba asta, pentru că, de exemplu, acum 200 de ani o epidemie de ciumă a omorât jumătate din populația globului. Deci,
Într-adevăr, s-au făcut progrese remarcabile din acest punct de vedere. Însă, se demonstrează foarte clar că, din anumite puncte de vedere, nu înțelegem cum funcționează energia, nu înțelegem cum funcționează natura și, evident, consumăm foarte multe resurse. În loc pentru a înțelege cum funcționează aceste lucruri, basics, noi ajungem să luptăm cu efectele. Și efectele sunt în corp. Deci, medicina alopată se ocupă de corp, strict de corp. Preotul se ocupă de suflet și medicul se ocupă de corp. În corp ce avem? Avem respirația, avem alimentația și hidratarea. Sunt lucruri foarte simple. Și toate aceste lucruri și mișcarea, da? Deci sunt chestii care țin de modul în care ne mișcăm în lumea asta. Deci sunt lucruri pe care noi încercăm să le corectăm. Ne mișcăm mai mult, mâncăm mai sănătos, fumăm mai puțin sau deloc, bem mai puțin sau deloc, mâncăm nesărat sau deloc și așa mai departe, încercând să combatem boala luptând cu frunzele. Deci noi ne ducem la frunze, ne ducem la efecte. Evident, atâta timp cât nu înțelegem rădăcinile, ne vom lupta întotdeauna, ne vom lupta cu efectele. M-am îngrășat. Păi trebuie să fac o cură. Nu înțelegem cum ne-am îngrășat. Nu căutăm să vedem de ce ne-am îngrășat, care sunt cauzele emoționale care au dus la îngrășare. Care este rădăcina care te-a dus să te îngrași? Nu, hai să punem inele gastrice, hai să facem hipnoză, nu știu de care, hai să mergem la spital să diminuăm volumul stomacului, hai să luăm, să facem nu știu ce cure și așa mai departe. Și uite așa ajungem să ne facem rău și să maltratăm, da? Să maltratăm corpul pentru ce? Pentru că nu înțelegem rădăcinile, pentru că nu înțelegem ce se întâmplă în interiorul nostru din punct de vedere energetic. Și lucrurile sunt cam în felul următor. Fiecare dintre noi venim cu o cantitate de energie. Această energie se manifestă în noi sub diverse forme. Evident, este vorba despre energia sexuală. Această energie sexuală există în tot ce mișcă, da? După cum vorbeam în alt material, această energie sexuală există în tot ce mișcă. Dacă nu ar exista ea, ar fi dezastru. Deci planeta ar dispărea. Natura face sex în fiecare secundă. Noi nu înțelegem acest lucru. Și de aici începe boala. De la faptul că noi nu înțelegem că energia sexuală este cea care creează totul în univers. Totul de la rădăcină, deci totul în acest univers se mișcă de la energia sexuală. Care energie nu este sexuală? O interpretăm noi ca fiind sexuală. Ea este în primă fază localizată în zona organelor sexuale. De acolo începe creșterea ei. De acolo începe evoluția ei și urcă la nivel superior. Dar în primă fază, eu o numim energie sexuală pentru că ești foarte sexual. Când ea se manifestă cu putere, ești foarte sexual. Ești foarte dornic să faci lucruri de natură sexuală. Și pentru asta te manifesti într-un anumit fel. Și aici intervine ignoranța preoților și a oamenilor care lucrează în acest domeniu, care nu înțeleg și care nu au priceput că această energie este însăși energia divină. Și au început să-i dea în cap. De acolo încep problemele. În momentul în care am început să judecăm energia, totul s-a schimbat. Deci noi considerăm că energia sexuală este rea, este nocivă, este destructivă și așa mai departe. Da, au dreptate cei care spun treaba asta până la un anumit punct. Până la momentul la care ea este folosită în exces și într-adevăr devine destructivă. Dar rolul energiei sexuale la bază este acela de a te ajuta să crești. De aici începe problema. De la faptul că religia formală, în ignoranța ei, pentru că este ignorantă, începe să spună omului că dacă simte furnicături, este păcătos. Dacă simte că vrea să facă sex, este păcătos. Dacă simte să se manifeste sexual, este păcătos. Și de aici încep blocajele. De aici încep blocajele. Educația, din acest punct de vedere, este orientată spre limitarea manifestării de natură sexuală. Și de acolo încep toate celelalte probleme. Toate celelalte. N-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, nu-i frumos aia, nu-i corect aia, e bine aia.
Deci ăsta e primul punct. Ce este corect și ce nu este corect în raport cu această energie. După aia încep limitările de natură socială. Asta este corect, asta nu este corect, asta este frumos, asta nu este frumos. Și dintr-o dată, cel care a venit pe lumea asta așa cum a venit, este transformat dintr-o ființă naturală, inocentă, bună și frumoasă, este transformat într-un roboțel care are toate limitările posibile de pe fața Pământului. Deci este pus într-o cușcă, într-un pătrățel și toată energia lui este limitată. În condițiile în care intervine mintea, deci energia ta este limitată. De ce? Pentru că mintea ți-a fost injectată, în minte ți-a fost inoculată toată această știință despre cum ar trebui să funcționezi. Și în aceste condiții, tot comportamentul tău este denaturat. Când energia stagnează în interior, când este blocată toată această energie, însăși cuvântul blocat trebuie să ne dea de gândit. Deci însăși ideea de energie blocată ar trebui să ne dea de gândit. De exemplu, în medicina chineză se vorbește despre meridiane. De aceea ei au o groază. La vremea asta, așa cum sunt ei comuniști, cum spun unii, deci la vremea asta, chinezii în spitale folosesc metoda celor 7 pulsuri, deci îți iau pulsul în 7 moduri ca să-și dea seama ce fel de afecțiune ai. Da? De ce? Pentru că ei știu că blocajele energetice pe meridiane duc la ce? La afecțiuni fizice. Deci totul începe de aici, de la blocajele de natură energetică. Cum ajungem să fim blocați la capitolul ăsta? Păi e simplu. Gândim într-un anumit fel. Simțim și trăim într-un anumit fel. Pentru că această corelație în minte, mintea, după cum spuneam într-un alt material, este corp, trăiri, senzații și logică. Deci asta este mintea. Și gândiți-vă în felul următor. Energia este la bază, normală, sănătoasă. Apare mintea, rațiunea, care a fost injectată cu tot felul de mizerii și blochează energia. O începe să o judece. Asta este bine, asta nu este bine, asta e frumos, asta nu e frumos. Și evident, energia nu mai curge în mod normal. Începe să se blocheze, să formeze cheaguri. Și cum la început a fost cuvântul, logosul, deci nu vorbim de cuvânt. Cuvântul s-a format după aia. Vorbim despre energie. Energia este logosul. Logosul este sunetul primar al Universului. Este sunetul pe care l-a făcut Big Bang-ul. Este ceea ce se întâmplă, Big Bang-ul este ceea ce se întâmplă între un spermatozoid și un ovul când ia naștere omul. Da? S-a certificat științific, acum avem tehnologie, că atunci când un ovul, nu știu, am mai spus-o într-un material treaba asta, când un ovul este fecundat de către spermatozoid și se unesc, se produce o explozie de lumină. Deci are loc un fenomen de genul ăsta. Ceea ce se întâmplă în reactorul de la Geneva se întâmplă în pântecul unei mame, când se întâmplă cele două celule, când se întâlnesc cele două celule. Deci asta este creația. În secunda în care această energie este blocată pe diverse planuri, energia formează cheaguri. Vorbim de frecvențe. Energia, spunea Tesla la un moment dat, unul dintre cei mai desconsiderați și necunoscuți oameni de știință din această perioadă a noastră contemporană, care spunea în felul următor. În momentul în care vom vorbi despre sau în termen de frecvență, vibrație și energie, totul se va schimba. Totul. Deci gândiți-vă că Nassim Haramein spune la vremea asta că totul vibrează în spirală, deci totul se rotește cu viteza luminii în spirală, într-un spațiu restrâns cu și într-un centimetru cub de spațiu este înmagazinat atâta energie încât ar putea să fiarbă un ocean întreg. Deci gândiți-vă câtă energie există într-un centimetru cub de spațiu, dacă este capabil acea energie la viteza pe care o are
să fiarbă un ocean. Da? Deci este, nu știu cât puteți să înțelegeți din treaba asta, dar este fenomenal. Este fantastic. Și asta se întâmplă într-o secundă, deci într-o milionime de secunde. Ca să revenim la treaba noastră și simplificăm lucrurile. Deci noi la bază suntem energie. La un moment dat, misticii spun, cine ai fost tu înainte cu 7 zile să vii pe fața Pământului? Înainte de a fi conceput, nu pe fața Pământului. Cine ai fost tu cu 7 zile înainte de a fi conceput? Erai energie, erai în aer, da? Erai în acel centimetru cub de spațiu, de gol. Ai venit, te-ai întrupat, iar acest trup, acest corp, este o consecință a modului în care funcționează energia în felul tău. Și la un moment dat mă întreabă cineva, dar cum e posibil ca oamenii să vină pe fața Pământului cu boli? Păi e normal, pentru că există linia karmică. Și păcatele părinților, după cum se spune și în Biblie, și astăzi sunt dovedite lucrurile astea la un anumit nivel, pe linie karmică vii cu niște păcate după tine. De aceea se vorbește despre transmisia păcatelor din părinte în părinte, din părinte în copil până la 7-a spiță. Pentru că acel bagaj de informații vine după tine. Unul dintre cei care vorbește despre acest lucru și vorbește foarte bine este Lazarev, care are o grămadă de cărți legate de karmă. Spune foarte clar că vine cu un bagaj de cunoștințe care este de natură energetică și se întrupează într-un corp. Și acel corp este sau nu sănătos în funcție de acest bagaj de informații. Când ai venit pe fața Pământului, energia ta, să presupunem că ești perfect sănătos, energia ta este nedenaturată. Cum ți se acționează asupra minții, asupra modului în care vei vedea lumea și cum această proiecție pe care tu o ai spre exterior te afectează și interior, corpul tău, evident, are de suferit. Și tot ceea ce noi trăim în interior este la nivel de energie, care energia are două proprietăți. Vibrează și are o frecvență. Da? Deci este în continuă mișcare, se mișcă, se rotește continuu și vibrează la o anumită frecvență. Și puteți să căutați pe YouTube să vedeți despre, cum îi spune, în secunda asta nu mi-aduc aminte cum se cheamă. Stați o secundă că pot să dau și o căutare despre și firai tu. Da, îmi dă în limba română. Este vorba despre cercetarea pe care au făcut-o oamenii de-a lungul timpului, oameni de știință de-a lungul timpului, oameni de știință mai puțin oameni de știință, deci ăștia care au căutat în alternativ, care vorbeau despre modul în care materia este organizată în funcție de sunetele pe care le face de frecvența pe care o are un sunet. Exact în secunda asta nu mi-aduc aminte cum se cheamă știința asta. Și au descoperit oamenii că atunci când vibrezi la un anumit sunet care are o anumită impedanță, o anumită frecvență, materia pe un platou de metal sau pe un platou se aliniază în patternuri foarte bine definite. Cimatica, exact. Uite, bine că mi-ai adus aminte cine mi-a spus acum, nu știu ce. Cimatica. Deci căutați materiale despre cimatică. Deci cimatica demonstrează foarte clar că frecvența și sunetul are o frecvență, da, și o anumită vibrație, formează materia. Noi suntem formați din sunet, de aceea se vorbește despre sunetul primar, despre aum. Da? Aum a fost format, omul a fost format cu ajutorul lui aum și a materiei. Toată materia a fost formată din acest amestec. Deci, în momentul sau atunci când combine acest lucru și cu apa, există și Masaru Emoto, da? Puteți să-i căutați cercetările, care vorbește despre modul în care se aranjează apa în natură, folosind anumite vibrații, anumite frecvențe. Când vorbești de rău, se aliniază într-un anumit fel. Când vorbești de bine, se aliniază într-un anumit mod. Dacă noi suntem formați din materie și apă, care toate au la rădăcină frecvența și vibrația, nu este normal ca noi să fim afectați de stările pe care le avem? Nu este normal ca la rădăcina bolilor să fie nimic altceva decât modul în care trăim și simțim? Că de fapt ceea ce noi avem în corp, boală, ce manifestăm în corp la nivel fizic,
ca boală să fie o consecință a ceea ce noi trăim și simțim în corp, la nivel de suflet și de mental. Și evident, aici sunt o grămadă de greșeli care se fac. Ne focusăm doar pe minte. Repetăm afirmații și spunem lucruri bune. Nu este nimic rău în treaba asta. Ajută. Dar până nu schimbi starea internă, polaritatea a frecvenței interne, nu vei reuși niciodată să rezolvi nimic mai mult decât repetiție mentală. Degeaba repeți tu o mantră că nu se întâmplă nimic. Deci este foarte bine că te duci în direcția asta, înseamnă că ai deschidere și vrei să înveți niște lucruri, dar asta nu înseamnă că te vei vindeca. Deci cumva lucrurile sunt un pic mai complexe de atât. Ceea ce contează este să înțelegem rădăcinile, și anume că boala începe de la starea de spirit. Totul începe de la starea de spirit. Modul în care simțim, modul în care vedem lucrurile în interior, determină și influențează foarte mult modul în care reacționează corpul în plan fizic. De ani de zile se chinuie știința, se străduie să înțeleagă cauzele cancerului. Și după cum se vede, nu au reușit și nu vor reuși prea curând. De ce? Pentru că o boală cum e cancerul nu se naște din senin. Se naște, cancerul este o afecțiune care se naște din ceea ce trăiești. Vorbeam mai devreme despre frecvență și despre vibrație. Fiecare gând al nostru are o frecvență și vibrează la o anumită intensitate. Dacă gândurile sunt sănătoase, da? Deci dacă ceea ce simți, să o luăm altfel, ceea ce simți determină modul în care gândești. Dacă tu te simți trist, vei gândi trist. Este foarte normal. Dacă starea ta este de negru și gândurile tale, gândurile pe care le atragi, vor fi negre, pentru că gândurile sunt în aer. Este vorba despre inconștientul colectiv. Gândurile n-au părăsit niciodată aerul ăsta, spațiul în care noi ne mișcăm. Ele sunt acolo. Numai te trezești cu ele în cap. În funcție de ce? În funcție de vibrația la care trăiești. Dacă vibrația ta este vulgară, joasă, densă, grea, vei atrage astfel de gânduri. Dacă tu ești pe bârfă, pe tensiune, pe desconsiderare, pe dispreț, pe acuze, pe vinovăție și așa mai departe, evident ce vei aduce din spațiul din jurul tău vor fi astfel de situații, astfel de gânduri. Și toate aceste lucruri, evident, vor lăsa o amprentă asupra ta. Toate vor lăsa o amprentă în tine. Asta este. Starea pe care o ai determină modul în care gândești. Modul în care gândești determină modul în care te simți. Și modul ambele reacții determină bolile care apar în corp. Și cancerul este nimic altceva decât o boală care arată foarte clar că există rădăcini adânci în ceea ce privește modul în care vezi viața. Deci dacă tu ești în tensiune, te învinovățești, blamezi, acuzi și așa mai departe, cancerul este la un pas distanță. Da? Este undeva foarte aproape. Există, se spune foarte clar că, și aici știința și-a făcut treaba și de aceea spun că trebuie să înțelegem lucrurile în echilibru. Terapiile alternative au treaba lor și ne arată foarte clar că există ceva dincolo de medicina alopată. Există medicina alopată cu tehnologiile descoperite, cu ceea ce avem la acest moment și care ne permite să vedem din altă perspectivă lucrurile. Deci trebuie îmbinate treburile astea. Că dacă îți rupi un picior, nu o să te duci la șaman să-ți cânte cucu. O să te duci la medic să-ți pună piciorul în gips. Dacă apare o carie, nu o să stai să-ți pui suc de levănțică și să aștepți ca nervul să se refacă. Te duci la medic să-ți umble în gură. Dacă, eu știu, apare boala peste noapte din senin și ai o dita mai infecția, păi te duci, nu stai să cânți la vrăjitoare sau, eu știu, să rezolvi nu știu ce tu acum în secunda asta. Te duci întâi să-ți rezolvi boala care îți afectează fizicul și după aia începi să găsești cauzele. Sau în timp ce cauți să înțelegi ce se, te duci să vindeci efectele, cauți să înțelegi și conflictele care există intern. Că apropo de NMG, vorbește de conflicte, noua medicină germanică, vorbește de conflicte. Că tot ce se întâmplă în lumea asta fizică, bolile care apar în plan fizic, sunt o consecință a conflictelor interne care există la nivel energetic.
Are dreptate din punctul acesta de vedere, rădăcina este corectă, însă există o problemă. Sărim calul pentru că omul are tendința să cumva să sară la extremă. Deci au mulți oameni care practică, fie am spus, fie alopatul, fie alternativul, au tendința să sară la extremă. Nu, 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 numai asta e bună, numai a mea e bună și se bat cap în cap. Ambele sunt bune. Ambele sunt nemaipomenite. Dacă ar fi atâta minte încât omul să înțeleagă, băi, hai să le combinăm. Hai să vedem. Asta îmi spune că e vorba despre conflict. Ok, deci dacă la rădăcină am un conflict care generează boala constant, e clar că am de umblat acolo, la rădăcină. Trebuie să rezolv cauzele bolii. Bun. E, hai să mă duc în partea asta la altă. Dacă tot am ajuns la boală și trebuie să o rezolv, păi hai să vedem ce anume mi se oferă în direcția asta, ce posibilități am ca să elimin ceea ce s-a produs sau să tai efectele, măcar temporar, până când înțeleg ce s-a întâmplat în partea asta la altă. Și astfel, dacă tai rădăcinile, nu mai apare efectul. Deci cam așa ar trebui să meargă lucrurile. Din păcate, fiecare își asumă că partea lui este cea mai bună, cea mai sănătoasă, cea mai corectă, cea mai frumoasă, cea mai eficientă și uite așa ajungem să ne batem cap în cap, să ne jignim, să o luăm personal, să credem că nimic nu funcționează, că voi ăștia cu alternativul, voi ăștia cu alopatul. Adevărul este undeva la mijloc. Trebuie să, chestia asta ar trebui, că asta face, de mii de ani face omul treaba asta. Religia s-a bătut cap în cap cu știința și a pus oameni de știință pe rug. Oamenii de știință i-au acuzat pe preoți că sunt dobitoci și că sunt limitați. Așa mai departe. Nu este corect. Fiecare dintre ele are treaba ei. Și preotul are treaba lui că te ajută să înțelegi niște lucruri și tu ai, ca om de știință, treaba ta că ajuți la înțelegerea unor lucruri. Deci e foarte, foarte normal. Ar trebui să fie cam în chestia asta, cam în direcția asta. Și atunci, hai să o luăm de la bază, din nou. Deci dacă totul este făcut din nimic și acest nimic este starea în care trăim, deci este spațiul gol pe care noi îl avem interior, care spațiu gol este populat cu gânduri care vin în funcție de starea pe care o avem. Adică dacă starea este pe minus, pe blamare, acuze, bârfe și așa mai departe, evident vei trăi în zona joasă a energiei. Vibrația va fi foarte joasă, va fi foarte grea. Și tot ce vibrează în această zonă va duce la ce? La adunarea gândurilor de aceeași vibrație. Deci fiecare gând de acest gen, negru, va mai aduce frățiori de al lui și vor forma cheaguri energetice. De aceea în medicina chineză se vorbește despre blocaje energetice pe meridiane. Și de aceea se face presopunctură și de aceea se face acupunctură. Ca să deblocheze energia, să funcționeze energia pe meridiane corespunzător. E, când s-au produs cheagurile astea de energie, următorul pas este să se formeze fizic, pentru că spiritul formează materia. Materia este formată din spirit care vibrează la energie, la viteză extraordinar de mare. La viteză foarte mare. Deci n-ai cum să vezi că e viteza luminii. Noi avem senzația de plin pentru că lucrurile pe care le avem în jurul nostru sunt făcute din milioane de atomi care de electroni care vibrează la viteză foarte mare, rotindu-se unul în jurul celuilalt pe orbite bine definite. E, cu cât este mai joasă această vibrație, cum spuneam, cu atât aduci din afară gânduri care să formeze, care să contribuie la formarea de cheaguri din interior și din exterior, care contribuie la formarea de cheaguri energetice. Aceste cheaguri energetice care stagnează sunt precum balta. Balta, după cum bine știm, la un moment dat aduce ce? Țânțari, mătasea broaștei, șerpi și așa mai departe. Același lucru se întâmplă și în corp. Energia blocată se transformă în materie. Și materia în cauză, fiind vorba de frecvență joasă, ghiși ce? Formează boala, oricare ar fi ea. Și de ce oamenii de știință nu reușesc să găsească explicație pentru cancer? Cum naiba se formează cancerul? Se regenerează cancerul? Păi stai că am făcut chimio și l-am omorât și i-am dat în cap și l-am eradicat și la la la. Păi, simplu, e vorba despre energie. Dacă tu nu tai cauzele energiei, adică funcționării energiei în mod greșit, evident, boala nu va fi eradicată. De aceea există foarte multe, după cum se
Se știe, există foarte multe dovezi că recidivează. Recidivează de ce? Pentru că cauza degeaba ai extirpat floarea, dacă n-ai umblat la rădăcină. Dacă n-ai tăiat rădăcina, floarea va crește din nou. Sunt foarte rare cazurile în care chimio a rezolvat sau radioterapia a rezolvat cancere care au rezolvat. Și aici nu e vorba doar de cancer. În general, vorbim despre boală, nu mai au de cancer. Deci boala apare din acest moment, din momentul în care trăiești în stare negativă, în stare neagră. Aduci gânduri negre în tine și ele cresc și se dezvoltă. La fel se întâmplă și cu îngrășatul, la fel se întâmplă și cu multe alte lucruri. Da? Bun. Cum rezolvi treburile astea? Păi, trebuie înțelese cauzele. Trebuie înțelese foarte clar rădăcinile. Și rădăcinile sunt la nivel, după cum bine știm, sunt în fiecare dintre noi. Deci dacă tu nu înțelegi ce te frustrează, ce te neliniștește, ce te înfurie, ce te consumă, dacă nu găsești motivele pentru care ai ajuns în situația asta, ești tensionat, frustrat, nervos, continuu în tensiune, continuu blamezi, continuu ești nemulțumit, nimeni nu este responsabil pentru stările tale. Deci nimeni nu este responsabil pentru starea ta de boală sau pentru sănătatea ta. Nimeni. Tu ești responsabil pentru propria ta stare. Și în condițiile astea, evident, nu are nimeni ce să facă. Tu trebuie să-ți rezolvi singurile treburile. Evident cu ajutor, că există oameni care te pot ajuta. Există specialiști în medicină și în alternativ și în alopat. Există oameni care te pot ajuta. Evident. Dar efortul îți aparține. Există și multe excepții. Există foarte multe excepții. De exemplu, sunt maestri care au avut cancer. Unul dintre ei a fost Ramakrishna, care a murit de cancer. Și mulți alți maestri au avut cancer. De ce? Pentru că nu au mai avut grijă de corp. Ei trăiau într-o altă dimensiune, iar grija lor nu mai era corpul. Iar corpul a început să se descompună. Cum de altfel există și maestri care au trăit bine mersi până la adânci bătrâneți, fără niciun fel de probleme. Gen Buddha, care a avut 84 de ani. Și mulți alți maestri. Deci există și excepții. Sunt foarte rare, într-adevăr, dar există și excepții. Oameni care au fumat, au băut, au înjurat toată viața și corpul lor totuși a fost foarte rezistent. În natură există tot felul de excepții. Deci nu e nimic bătut în cuie. Nu e nimic alb și negru. Nu e nimic gata, așa e. Sau există alb și negru în ceea ce privește funcționarea energiei, dar există și foarte multe excepții. Toate aceste excepții care există în natură au dus la dezvoltarea însăși a naturii. Deci toate erorile pe care le-a făcut natura s-au transformat în lucruri care există sau în obiecte sau în ființe care există astăzi în natură. Că așa funcționează, ea însăși funcționează în felul ăsta. Deci, ca să fac o scurtă recapitulare, orice metodă care te ajută să ajungi să fii sănătos este binevenită. Dacă fiecare dintre aceste metode contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate, este minunat. Da? Și în condițiile în care nu mai lași pe seama nimănui altcuiva starea ta de spirit, nici pe seama nimănui, da? Atunci lucrurile încep să se schimbe. Deci starea de sănătate este în primul rând responsabilitatea ta. Nu este responsabilitatea altcuiva. Este dacă îți spune cineva mâine vei muri și tu începi să crezi că el ți-a spus că mâine vei muri, tu contribui la ceea ce ți-a spus, la adeverirea a ceea ce ți-a spus. Există întotdeauna o ieșire, întotdeauna există o soluție, dar asta ține de om, asta ține de modul în care vezi tu lucrurile, de cât îți permiți să vezi și de cât îți dai voie să faci lucrurile. Și ca punct final, bolile sunt formate în frică. Bolile se formează în frică, care este, după cum bine știm, de o anumită frecvență. Deci frica este cea care stă la baza tuturor bolilor care apar pe fața Pământului. În iubire nu apar. Deci bolile în iubire se vindecă. De aceea vorbim de vindecări miraculoase, sunt multe lucruri care există, nu ar fi prea multe de spus. Ar trebui să ne întindem ore întregi să vorbim despre treaba asta. Dar, repet, totul pornește de la bază, de la modul în care trăiești. Dacă trăiești în frică e una, dacă trăiești în iubire este cu totul altă treabă. Repet, eu nu sunt specialist în medicină,
Nu sunt specialist nici în terapii alternative. Eu spun ce am experimentat pe mine și, slavă Domnului, am niște experiențe legate de acest lucru și pentru mine s-au confirmat niște treburi și de-aia și vorbesc despre ele. Altfel, până nu începi să-ți folosești capul tău și modul tău de a înțelege lucrurile, nu ai cum să depășești frica. Deci frica poate fi depășită doar cu propria ta înțelegere. Nimeni nu poate să facă treaba în locul tău. Da? Nimeni. N-are cum. Bun, hai să vedem și dacă există vreo întrebare. Deci toată lumea mă aude. Da, chiar recomand să vedeți ce spune Nassim Haramein. Chiar recomand să îl căutați pe Bruce Lipton. Și mai sunt o grămadă. A, și încă un lucru foarte interesant pe care în medicina germanică, în noua medicină germanică, Dr. Hammer l-a scos în evidență. Că, de fapt, boala este nimic altceva decât o manifestare menită să-ți arate că există în interior un conflict pe care tu trebuie să-l rezolvi. Adică boala este doar un semnal de alarmă prin care corpul îți arată că ceva nu funcționează. Și că este, de fapt, de multe ori faza de vindecare a bolii. Adică dacă boala s-a manifestat, asta înseamnă că în interior ori există un conflict continuu care generează boala, ori se vindecă ceva. E foarte interesantă perspectiva asta. Acum, o fi, n-o fi, este, nu este, dar e clar că, de exemplu, un copil poate manifesta febră sau fibrilații sau, eu știu, anumite stări în momentul în care este despărțit de mamă sau de copil, de părinte. Deci, cumva copilul, prin manifestarea lui, prin corp, arată ceea ce îl doare. Arată ceea ce îl doare la nivel sufletesc. Și există foarte multe dovezi în această direcție, cum că, de fapt, boala este o manifestare fizică menită să îți atragă atenția asupra unor aspecte. De exemplu, îți apare o eczemă pe corp, nu apare din senin. Deci nu apare așa, decât dacă este un virus, da? Luat de pe undeva. Înseamnă că ai imunitatea slăbită și asta îți arată ceva. Că ai imunitatea slăbită și că trebuie să lucrezi asupra imunității. Care imunitate este slăbită pentru că face anumite lucruri într-un anumit fel. Deci dacă a apărut o eczemă pe piele, este eczema, de exemplu, este legată, puteți să citiți cartea lui Hammer, este legată de modul în care te raportezi față de lume. Ai ceva legat de percepție, de modul în care te vezi tu în raport cu lumea. Și sunt foarte multe lucruri de spus despre de-aia și spun că dacă ar fi să stăm la povești, ne-am întinde foarte mult, dar ca idee, ultima frază, boala este nimic altceva decât o consecință a ceea ce se întâmplă în interior și ți arată că ai de rezolvat ceva la interior. Este minunată perspectiva asta. Așa, cimatica, karma pură. Da, chiar vă recomand să-l ascultați pe Nassim Haramein, să-l căutați pe Bruce Lipton, să vedeți materialele despre cimatică. Când te naști cu o boală, mă întreabă Daniela, este legată de bagajul karmic. Deci când vii cu o boală, vii cu un bagaj karmic. Adică pe linie parentală s-au întâmplat niște lucruri și ori vii ca o lecție pentru părinți, ori vii ca o lecție pentru tine. Pot fi ambele variante. Se spune că boala este o palmă dată a aroganței noastre. Cam așa se spune. Monica mă întreabă de unde vine chestia asta cu energia, cu vibrația joasă, că e rea, de ce jos e rău și sus e bine. Păi e vorba de frecvență, Monica, e vorba de rafinarea energiei. Cu cât energia este mai rafinată, cu atât este mai ușoară. Și asta se poate experimenta în meditație. Da? Cu cât energia este mai grea, și poți să o experimentezi foarte simplu. Deci când ești foarte trist, când ești foarte apăsat, energia este densă, este grea, ai senzația că te scufunzi.
Când energia este ușoară și sufletul ți este ușor, ai senzația că zbori. Mai simplu de atât nici că se poate. Deci poți să o experimentezi în mod direct. Mai profund se poate experimenta în meditație. Deci e vorba de starea de spirit. Cu cât ești mai greu, cu cât gândești și sufletul ți este mai încărcat, cu atât te simți mai teluric, ești mai legat de pământ. Cu cât ești mai fericit, mai ușor, cu atât te apropii de partea superioară. Și cu cât energia este mai rafinată, cu atât lucrurile devin mai simple. Tot Monica, natura nu face erori. Da, nu face erori, așa este. Dacă am spus eu că face erori, era un fel de a spune, nu face erori. Ea ce face, face bine. E erori între ghilimele. Adi Stoicescu, cum este cu lupta interioară? Păi lupta interioară pornește de la modul, de la faptul că nu înțelegem cum funcționează energia. Exact ce am postat și astăzi, exact ce spuneam și la începutul materialului, energia în sine nu este nici bună, nici rea, este așa cum este, are plus și minus. Noi considerăm minusul ca fiind negativ și plusul ca fiind pozitiv și de aici începem să împărțim lumea în alb și negru și de aici se nasc toate problemele. Și lupta interioară încetează când încetezi să tu să mai judeci ceea ce se întâmplă în tine. Ce spune Maria? Boala, ce șansă? Da, pentru mulți oameni boala este o șansă. Sunt foarte mulți oameni care în fața bolii s-au întâlnit cu boala. E ca și cum ai vedea moartea față în față și pur și simplu și-au schimbat perspectiva. Au înțeles că, opa, ce am făcut până acum a fost inutil. Toată lupta, tot chinul, toată agitația n-au avut niciun sens. Am ajuns la boală. E clar că trebuie să deschid ochii. Pentru starea mea de mine, spune Roxana, interesant materialul. Ce spune aici? Înseamnă că cei care se nasc cu o boală sunt condamnați, soluții? Păi, soluțiile sunt acceptarea situației în sine, asta ar fi prima situație, prima soluție. Deci boala este dată ca pedeapsă de cele mai multe ori pentru mândrie, pentru aroganță, pentru victimizare. Este divinul, de fapt nu divinul, tu te pedepsești pe tine că lupți împotriva vieții, lupți împotriva naturii. Și atunci primești o boală care să te pună pe gânduri, da? Sau te naști cu o boală care să te pună pe gânduri, sau ai de face cu suferință care să te pună pe gânduri, care să aducă în tine smerenia. Și smerenia ce înseamnă? Nu înseamnă să te omilești, să te închini la Dumnezeu, să-ți ia boala, ci să încetezi să te mai opui vieții, să accepti viața așa cum este, să încetezi să mai opui rezistență și să te crezi deșteptul pământului. Și dacă oamenii au venit cu o boală pe fața pământului, au venit pe linie karmică, după cum spuneam, ori să învețe pe părinți ceva, de exemplu vin copiii cu autism, cu Down, cu eu știu, tot felul de afecțiuni, să învețe pe părinți ceva și sunt nu puține cazurile, sau sufletul în sine are de experimentat ceva aici, prin boala în cauză, după care pleacă și își vede treaba lui. Iar soluția este, dacă are intelectul la locul lui, dacă are capacitatea să înțeleagă boala, trebuie ajutat să înceteze să mai opună rezistență la suferință, să accepte suferința exact așa cum este și după aia mai departe. Și pot să dau exemplu personal în condițiile astea. Am avut un accident la coloană, am stat câteva luni de zile în pat cu niște dureri atroce, după care vreo 6 luni de zile am mers în baston. Până în momentul în care n-am început să accept, pentru că era în spate un bagaj de informații, ca să înțelegeți, eu mă pregăteam pentru niște lucruri, situația respectivă ar fi fost punctul culminant pentru o anumită carieră și când s-a ajuns și eu la capăt, s-a rupt lanțul, am făcut accidentul. Și am stat câteva luni de zile, după cum am spus, cu dureri infernale, cu injecții, cu gheață, cu terapii, cu tot felul de lucruri. După aia, 6 luni de zile am mers în baston și am învățat ce este în perioada aia, am început să întrezăresc ce este smerenia. Deci am început să colaborez cu durerea. Am început să colaborez cu suferința. Și încet, încet am înțeles cam ce este smerenia și că toate au un anumit scop. Și într-adevăr, durerile au început să se diminueze și să dispară în momentul în care am început să mai opun mai puțină rezistență. Evident, fizicul era afectat, da? Dar ideea este că după încă aproximativ
6 luni de zile, aproape 8 luni, zic, cu toate problemele care au fost și cu tot accidentul care a fost și mulți mi-au spus că, bă, mai aveai un pic și rămâneai paralizat, cu toate astea eu am ajuns să merg sănătos, îmi văd de ale mele și chiar să ridic greutăți foarte mari, fără niciun fel de problemă. Deci asta înseamnă că totul pornește de la modul în care începi să trăiești în tine, iar rezistența pe care o pui este foarte importantă. Deci creează foarte multe probleme. Ok, Emilia, mulțumesc pentru reconfirmări. Paul, o mică precizare, Dr. Hammer nu respinge aportul medicinei alopate. Da, și eu am citit cartea și omul nu este extremist, omul spune că există. Nu, eu nu mă refeream la Hammer, da, Emilia. Vorbeam despre oamenii care sar la extreme. Că Hammer n-a fost bătut în cap. Omul și a făcut niște cercetări, a avut niște lucruri bine puse la punct și chiar spune în carte, spune multe lucruri, dar oamenii au dreptul să înțeleagă ce vrea din orice. Și în medicină se întâmplă treaba asta, și în meditație se întâmplă treaba asta, în orice. Și fiecare om are dreptul să înțeleagă ce vrea. Și unii sunt extremiști și chiar o iau razna, chiar se duc așa, pe câmpii. Bun. Deci cam asta a fost treaba despre sănătate și despre sora ei boala, pentru că sănătate fără boală nu se poate și invers. Cam atât a fost de spus. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă mulțumesc pentru comentarii. Este într-adevăr un subiect greu, este un subiect foarte greu și există foarte multe de spus la acest capitol. Cam asta e. Deci fiecare până la urmă este responsabil pentru el și are dreptul să-și aleagă în ziua de astăzi, are dreptul să-și aleagă informațiile de unde vrea, cum vrea și să le aplice dacă vrea sau nu. Așa că eu vă mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru comentarii. Vă urez seară cât mai liniștită și vă pupăcesc cu drag. Noapte bună! Pa!